ci cred că modul în care ne raportăm la eșec are legătură cu felul în care ne setăm obiectivele. Adică avem cu toții obiective și absolut normal să ne setăm obiective cât mai mărețe. Dar ideea e că atunci când ne setăm obiectivele astea, ne uităm tot timpul la ele acolo unde sunt. Și dacă vă întreb acum care sunt obiectivele voastre foarte clare și când o să se întâmple, adică să-mi spuneți exact când se întâmplă chestia asta, e greu să stabilim. Da? Că vrem să avem 100.000 de euro. Ok, când? Poi mâine? Nu știu. Poate peste un an, poate peste 5, poate peste 6, poate niciodată. Și ne uităm la obiectivele astea ambițioase și avem așteptări. Când ne setăm obiective, am și așteptări că o să se și întâmple. E, pe măsură ce trece timpul, începem să evaluăm obiectivul și zicem, nu sunt acolo. Ce ai făcut, Costine? Că trebuia să fii mai aproape de obiectivul ăsta. Când? Unde? Am stabilit care e milestone-ul foarte concret? Adică nici măcar milestone-uri nu poți să setezi în legătură cu niște obiective, să zicem, financiare. Costine, ce ai făcut? Zice foaia, ești prost. Nu poți. Trebuie să faci mai mult. Și ce faci? Nu ești bun. Da? Te superi pe tine. Greșești, de fapt. Da? Trece timpul, te apropii de obiectiv, ce mai apare? O greșeală, un obstacol. Și zici, am făcut o greșeală. E un obstacol. Când fac greșeli, dialogul meu intern este foarte puternic și folosește foarte multe din cuvintele alea pe care eu le-am scris acolo, că le-am auzit de fapt de la alții, că nu le-am inventat eu. Eu le-am auzit din mediul meu înconjurător și au devenit adevăruri pentru mine. Dialogul ăsta interior poate să te susțină, să zic, hai mă, Costine, că poți, sau poate să te îngenuncheze. Nu? Și într-o zi am citit efectiv o fițuică dintr-o carte. Era o carte foarte mică, mai mică decât cercul ăsta. Se cheamă Trăind o viață conștientă, Don Miguel Ruiz Junior, cred că este juniorul. Vă recomand. Sunt vreo 170 de pagini în care vă spun că este gold. Și în cartea aia, ce am citit, era vorba despre perfecțiune și autorul spunea că perfecțiunea este aici și acum, nu există altă perfecțiune. Nu e ieri, ieri a fost, nu mai pot să schimb nimic, iar mâine s-ar putea să nu mă trezesc, nu știu ce este. Deci tot ce pot să fac mai bine este azi, acum, să fac alegerile cele mai bune și să fac alegerea să mă bucur de perfecțiunea asta. Când am citit asta, am avut o revelație și am făcut conexiunea cu obiectivele mele și cu modul în care mă evaluez eu pe mine. Și am zis, ok, dacă eu îmi pun obiective foarte mari, dar și ălea sunt perfectul meu, atunci o să fiu mulțumit de mine, atunci o să zic, bravo mă, Costine, ai ajuns la perfecțiunea aia. Dar totuși perfecțiunea e aici, înseamnă că ceva îmi scapă și n-ar trebui să mă uit la perfecțiune în viitor, ci ar trebui să mă uit exact aici. Și la povestea asta am mai adăugat o chestie. La un moment dat în viața mea am avut o traumă emoțională, o despărțire. Și mi-a fost greu, am suferit. Și un prieten de-ai mei, căruia cred că nici în ziua de astăzi nu am apucat să-i mulțumesc pentru ce mi-a spus, mi-a pus o întrebare. Și a zis, bă, Costine, care e cea mai importantă persoană din viața ta? La momentul ăla eu n-am răspuns că eu, am răspuns că mama. Ei, și acum pun toată povestea asta în context. Obiective, hai, mă uit la ele pe termen lung, mă uit la intermediar, Costine, nu ești suficient de bun, nu sunt mulțumit de tine. Asta era vocea și dialogul meu interior, folosind acea hârtie de acolo, care, mă rog, e plină, asta e goală. Ce îmi spuneam? Îmi spuneam că nu mă iubesc. Și am ajuns la concluzia că dacă stau și mă judec prin prisma faptului că eu nu sunt niciodată unde vreau să ajung și unde, de fapt, nu pot să definez foarte clar, că nici nu știu dacă e pentru mine, eu nu mă iubesc. Și asta m-a învățat o fițuică dintr-o carte, m-a dus către conștientizarea asta. Băi, sunt cel mai important din viața mea, dacă pun atâta presiune pe mine, nu o să fiu niciodată mulțumit de mine, dacă nu o să fiu niciodată mulțumit de mine, nu sunt în armonie, oricum nu pot să mai ajung la obiectivul ăla. Și atunci, orice fac, trebuie să mă uit la ce se întâmplă acum, aici, să fiu mulțumit, recunoscător, și să pot să fac alegerea mai bună pentru momentul următor, că asta e singurul lucru pe care pot să-l fac mai bine. Adică, poi mâine, nu știu, dă mașina peste mine, crapă inima în mine, nu știu, se pot întâmpla multe, da? Dar ce pot să fac e să aleg acțiunea următoare, să aleg ce vă spun mai departe. Pot să vă fac să râdeți, sau pot să vă fac să plângeți, sau pot să plec și să nu vă mai spun nimic. Asta, și pe urmă ziceți, Costin, Cadel, a venit, a plecat și... Ce ciudat!